Mergem la mare, ne bronzăm pe litoral, utilizăm cremă de protecție solară, dar oare suntem conștienți de faptul că în anumite cazuri ar trebui să nu ne expunem soarelui? Poate alunițele ar reprezenta un factor de risc. Dacă e așa sau nu, ne va răspunde la această întrebare invitatul nostru, Eugen Gorgos, medic dermatovenerolog. Bună dimineața, Eugen! Bună dimineața și bine m-am găsit! Am emoții când vorbesc cu tine, vezi cum mă și nec. Așadar, alunițele permit oamenilor să meargă să se bronzeze sau nu prea? Desigur, toți oamenii au alunițe, nevi, le spunem noi, între 10 și 40 de alunițe are practic fiecare om. Până la 30 de ani ele tot apar și cresc, după 30 de ani mai dispar, se mai decolorează, se duc mai profund. Au și o evoluție normală, dar da, nu este un motiv ca să nu ne ducem pe litoral, la plajă, doar că trebuie să ne protejăm. Și trebuie să ne protejăm de razele ultraviolete și de lumina soarelui, indiferent dacă avem sau nu alunițe. Pentru că probleme se întâmplă și pe zonele de piele unde nu sunt alunițe, ba chiar destul de frecvent, adică mai frecvent. Nu doar alunițele sunt motivul de a ne proteja de soare. Dar hai să vorbim ceva mai amplu despre alunițe, pentru că și ele au nuanțe diferite, au forme diferite, structură diferită. Da, sunt mai multe tipuri de alunițe. În primul rând sunt cele care apar de la naștere. Astea sunt destul de rare. Da? Deci nu, de regulă apar multe la primul an de viață, dar chiar de la naștere, cele care se numesc congenitale. Sunt destul de rar întâlnite, dar ele iată prezintă un risc mai mare. Pentru cei care au alunițe care sunt din născare, da, întrebați părinții, bunii, dacă au fost la naștere sau nu. Întrebați-mă așa. Și moașa, da. Cu aceste alunițe trebuie să fim foarte precauți pentru că ele, într-adevăr, au o rată mult mai mare de a se transforma în ceva oncologic. De asta ele trebuie păzite, protejate de soare, aplicate creme de protecție solară, cumva o precauție mai înaltă. Celelalte alunițe apar de regulă până la 30 de ani, mai apar și după, dar mai rar. Cel mai mult apar în adolescență, nu știu, pe la 14-17 ani, probabil. De ele tot trebuie să avem grijă, ca și de restul corpului. De fapt, aici nu cred că ar fi o regulă ceva mai deosebit. Cum avem grijă de alunițe? Le protejăm de traumatisme cronice. Uh-huh. Dacă vorbim despre alunițe care sunt mai mari, mai ieșite, care se află în zone de traumatism fiziologic, deci acolo unde se roade pielea, de exemplu în axilă, pe gât, în plicile inghinale, acolo unde e de la mișcare, de la mers, de la activitate, sau în zona sutienului la femei, deci dacă este o aluniță acolo, sau ne străduim să luăm un sutien care să nu roadă, să nu fie aplicat sau să nu aibă carcasă dură pe zona aluniței, să nu-i facă traumatism în fiecare zi. Noi ne temem de acele traume care se produc foarte frecvent sau zilnic. Știi ce face soarele, da? Dacă este o aluniță pe față, practic din martie până în septembrie, persoana neplecând la mare este expusă zilnic la radiație ultravioletă mare, dacă nu se protejează persoana de soare. Și asta se numește traumatism cronic. Okay. Fix așa și în zonele de traumatism. Deci trebuie, având alunițe în zonele de traumatism sau în zonele fotoexpuse, trebuie să avem o atitudine corectă. În zonele de traumatism sau le protejăm, vedem cum alegem hainele, vedem cum alegem activitățile, sau le înlăturăm dacă nu le putem proteja de traumatism cronic. Dar există alunițe care nu pot fi... care nu pot fi înlăturate? Exact. Nu există. Orice bucată de piele, inclusiv cu aluniță, poate fi excizată și scoasă. Nu este o problemă. Este un mit, acel gând, acea idee care există în popor, că dacă atingi o aluniță sau o tai, ceva rău se poate exact întâmpla. Exact, despre asta și vorbesc. Da, sunt mituri. De fiecare dată, cred că spun același lucru. Deci, mitul acesta este despre melanoame, despre cancerele de piele, care sunt tăiate prea târziu. Asta e problema când persoanele se adresează prea târziu, când deja sunt metastaze, atunci de pe piele se înlătură, dar din cauza metastazelor persoana nu prea o duce bine și toată lumea știe că și-o tăiat o alunică și după asta nu o mai duce bine. În esență, de tăiat o alunică nu este nicio problemă, desigur trebuie să o facă medicul specialist, dermatovenerolog sau un chirurg, estetician. O persoană specializată în domeniu, nu ne încredințăm pe mâna oricui. Da, și eu oriunde. Sper că nu oricine s-ar apuca să facă aceste manevre. Ținem și noi cont de buna credință a oamenilor. Spuneai că este absolut normal o persoană să aibă 30-40 de alunițe. Alunițe, da. Ce se întâmplă în cazul persoanelor care au ceva mai multe? Pentru că sunt persoane care au multe alunițe. 150, 200, 250. E aceeași poveste. Absolut aceeași poveste, dar desigur că aici precauția ar trebui să fie mai mare. Când sunt 200 de alunițe, bineînțeles că vor fi și în zone de traumatism, bineînțeles că vor fi și în zone fotoexpuse, bineînțeles că atunci când merge persoana la plajă o să expună un număr mare de nevi și este foarte greu când sunt multe să observăm dacă s-a schimbat ceva.
Da, da. Deci noi rugăm persoanele să ne arate nou, să vină la dermatolog, să ne arate alunițele care se deosebesc de toate celelalte. Da? Îi spunem noi semnul rățușca cea urâtă. Nu neapărat să fie urâtă, este nebul cel deosebit. Dacă este o formațiune care este deosebită, nu este motiv de panică, este motiv de a se programa la o dermatoscopie, așa, la un dermatolog, să o examinăm și deja specialistul spune... De regulă, 99% nu este motiv de îngrijorare, dar trebuie de verificat. Deci noi ne pricepem, este o chestie complicată, că și noi, ca specialiști, pot să afirm destul de sincer că 10 ani în urmă nu prea ne pricepeam noi în aluniță. Evoluția medicinii cumva se la, își lasă amprenta. Și plus că ne aflăm acum într-un... Suntem într-o perioadă în care este acces la informații, deci doar dorință să fie și să găsim timp. Da? De când bună, Eugen, dezvoltat... dar nu este acces la prea multă informație? Păi este acces și ca specialist mi-e foarte simplu să mă clarific în această informație. Noi avem resurse medicale de la care ne informăm, nu scrim pe Google. Asta e doctor Google care ne salvează de la toate. De ce te întreb eu lucrul ăsta? Au apărut inclusiv în farmacii, în mediul online, cu livrarea acasă. Deci se face absolut orice. Există emplasture deja care se pune pe aluniță și gata, asta te protejează. Există... Eu nu iubesc emplastrele pe aluniță, că și asta e un motiv de traumatizare. Nu zic că nu-i corect. Deci, da, orice haină, emplastru, cine am acoperit, ne protejează de ultraviolet, da, mai mult sau mai puțin. Da, dar ele speciale pentru plajă? Prin ce ar putea fi ele deosebite? Speciale că de culoarea pielei, că nu se observă, sau că au un strat gros și, într-adevăr, protejează total de radiație ultravioletă. Iarăși, trăim într-un secol în care avem creme cu SPF, deci SPF e Sun Protection Factor, e gradul de protecție solară, de 30 și mai mult, da? Deci protecție foarte înaltă. 30 cifra înseamnă că pe piele nimeresc de 30 de ori mai puține raze ultraviolete decât sunt afară. Uh-huh. Deci din 100% nimeresc 3. Da? 50 înseamnă că nimeresc 2%. Dar SPF-ul 100, ar trebui 5... să difere de la o persoană care are mai multe alunițe? Nu, mai mult despre culoarea pielei, despre protecția, așa, naturală, dar bine, dacă vorbim despre alunițe și cum să le protejăm, atunci o să recomandăm, mai ales perioada de vară, un SPF 30 sau mai mare, deci foarte, foarte înaltă protecție. Mm-hmm. SPF-ul primul a apărut prin anii 70, o companie franceză a produs prima cremă cu SPF, era SPF 3 și era o revoluție în medicină, că de 3 ori mai puține raze ultraviolete. Și acum avem SPF 50 peste tot. Da, ceea ce cred că depășește, depășește haina și emplastru. Deci cremele sunt foarte eficiente, vorbesc de creme procurate din farmacii, de la companii dermatocosmetice. Cu, așa, autorizate, certificate, cu ISO, cu toate actele în regulă, da, cumva. Asta. Dar acum avem posibilitatea să ne protejăm total. Deci dacă aplicăm corect, și asta este despre asta vreau să vorbesc în sezonul de vară, pentru că sunt multe persoane care spun că eu mă protejez de soare, dar nu o fac corect. Deci crema de protecție solară se aplică pe arele fotoexpuse, dacă vorbim de oraș, față, mâini, picioare, la doamne, decolteu, exact, în casă. Trebuie să fie cel puțin 20 de minute, 15 minute înainte de a ieși din casă. Deci asta este o rutină dimineața care persoana trebuie să o facă acasă. La fel la plajă, s-a trezit familia, s-a spălat pe față, s-a dat cu cremă din cap până în picioare, mm-hmm, pentru că au de gând să meargă la plajă, după care mănâncă, după care pleacă la plajă. Trebuie să treacă ceva timp. Nu să mergem la plajă și acolo să aplicăm cremă. Dar de câte ori pe zi utilizăm crema SPF? O cremă obișnuită, sunt și creme cu tehnologii speciale medicale deja care noi le indicăm mai frecvent, dar o cremă de protecție solară normală durează cam 2 ore jumate în aer liber. În jur de 3-4 ore în regim mixt sau în încăpere. Deci dacă vorbim de expunere, deci persoana se află afară, la umbră, sub umbrelă, sub copac, la soare, iarna, vară, indiferent când vrea să se protejeze de soare, la fiecare 2 ore jumate trebuie reaplicată crema. Toate cremele de protecție solară se spală în apă. Deci dacă vorbim despre scaldat, acolo este grad de rezistență la apă. De regulă este între 40 și 80 de minute. Dar ca să fie așa ceva mai sigur, o oră s-a aflat persoana în apă, trebuie să reaplici crema. Chiar dacă e de cea care ține toată ziua medicală, care durează... Cum se spală? Este un proces absolut normal, natural. Normal, deci în apă nu rezistă nicio... Cele ultra-rezistente, vorbim de o oră jumate, da? nu mai mult. O oră 40. Eugen, dar multă lume spune că anume aceste produse conțin agenți cancerigeni.
Poate cumva... Sunt niște chestii populiste, că gen de când s-a început folosirea cremelor de protecție solară s-a majorat numărul de cancere de piele. De piele, da. Nu este așa. Numărul de cancere de piele depistate s-a majorat. Pentru că, iată, noi ne-am clarificat, noi ne depistăm, avem utilaj, avem cunoștințe și deja, desigur, ceea ce 15 ani în urmă noi nu prea știam. Uh-huh. Acum noi știm mai exact și putem depista și, slava Domnului, putem depista și la timp uneori cancerele să le înlăturăm înainte de a avea consecințe grave pentru viață și sănătate. Deci s-a majorat rata depistării, s-a majorat cunoașterea. Nici într-un caz nu s-a majorat din cauza cremelor. Ai citit și tu că autoritățile publice locale din țările de jos au decis că în acest an vor pune la dispoziția tuturor locuitorilor cremă cu protecție SPF gratis? Nu am citit, dar... Ți se pare o practică bună? O practică bună pentru educarea populației. Așa. Ceea ce n-am avut noi din școală, dacă nu se știa, nu știau părinții noștri să ne duce să ne protejăm de soare. Ne duceau la mare de mici și noi ducem copiii de mici la mare, doar că deja... Suntem familiarizați cu reguli. Și trebuie să fim responsabili. Dacă adultul este în drept să decide pentru sine să se protejeze, să nu se protejeze, atunci pentru copii suntem noi, adulții, responsabili și n-ar fi bine să ne luăm responsabilitatea să-i bronzăm. Eu, deja este iulie și în fiecare zi văd copii arși, pe mâini, pe picioare, în Chișinău, nu neapărat la plajă, cu pielea întunicată, bronzată. Aha. Și toată lumea se bucură. Mai există ideea că bronzul e sănătos? Nu, bronzul nu este sănătos, bronzul îmbătrânește pielea, razele ultravioletă creează o grămadă de probleme pentru piele, o grămadă de boli, acutizează acneia, rozaceea. Cancerele sunt foarte rare, sunt triste, dar... Tu ai distrus utopia bronzului în această dimineață. Ce ai făcut, doctore? Promovez și eu mesajele care sunt corecte, nu vorbesc din propria dorință de a spune că ceva este sănătos sau nu sănătos, dar se știe, deja știința de mulți ani a demonstrat că bronzul este nesănătos. Uh-huh. Și dacă ne informăm corect, chiar și de pe același Google, o să găsim aceeași informație, nu este un secret. Și nu mai vorbim aici de solar. Acolo deja este o altă poveste, un alt basc. Și altă poveste sunt femeile și solarul, dacă tot timpul vor schimbări, dacă pielea e albă, o vor mai întunecată, dacă pielea e noi femeile suntem o poveste. Vin la proceduri de înălbire. Așa, da. Așa. Pe final vreau să-mi spun ce se întâmplă sau cum reacționăm în momentul în care suntem în vacanță și am... lezat, am afectat cumva traumatul aluniță. Da, exact. Da, și aici nu e un motiv de panică, nu este, se întâmplă că ne zgâriem, ne roadem, ne lovim acolo unde sunt aluniții, nu e o problemă, o arătăm doctorului când revenim, când este o programare peste 2-3 săptămâni. Deci nu e, am sunete la 3 de noapte, strașnic, mi-am tăiat o aluniță. Okay, felicitări, hai să oprim sângele cu apă oxigenată sau da, ce avem la ceva ce găsești de fapt peste un tot. Un antiseptic să nu se infecteze o tinctură de galbinele, un spirit salicilic sau ce este prin caz, o clorhexidină. Atât și mergem la medic să arătăm, să vedem dacă ea într-adevăr s-a zgâriat sau poate ea s-a lezat și din motivul unui proces. Și asta se întâmplă. Ea sângerează nu de fapt din cauza că a zgâriat-o, dar din cauza că ceva s-a întâmplat. Da, asta deja specialistul rămâne să exact, determine. Exact, nu, chiar nu este motiv de panică niciodată. Minunat, îmi place când medicii sunt foarte bine ancorați în realitate și scot oamenii din zona aia de panică, pentru că hai să recunoaștem, noi oamenii avem acest obicei să dramatizăm sau să ducem la extrem anumite teste. Frica este normală, mai ales când vorbim despre acel cuvânt strașnic, cancer, dacă nu mă auzi și deodată acum persoanele acasă au început să uite la alunițe. Aveți timp, dorință, dacă vedeți o rățușcă urât, arătați-o doctorului, atât. Nu vă gândiți. Și să facem lebădă frumoasă. Și nu trebuie de făcut autodiagnostic prin casă, pentru că acele, nu știu, o săptămână, două de așteptare până obțin o programare la un doctor, dacă persoana se gândește că e ceva super rău, e pas nu ajungă cele două săptămâni. Așa. Din motive deja psihoemoționale. Așadar, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și cel mai important, nu vă lăsați induși în eroare de Dr. Google, țineți cont de recomandările specialiștilor. Eu, Gem, mulțumim tare frumos pentru prezență, pentru sfaturi, te mai așteptăm. Cu mult drag și voi veni cu mult drag și în continuare.